implicat în scandalul Dragnea Oprea, zgonease-i de la fund, eu nu sunt om politic, sublinierei nu sunt interesat. Valeriu Zgonea, fostul presubliniere-dinte executiv al PSD sublinierei fost presubliniere-dinte al Camerei Deputaților, a fost menționat de mai multe persoane în contextul schimbului de replici de la distanț dintre Liviu Dragnea sublinierei Gabriel Oprea. Contactat de Stiri pe surse.ro. Zgonea refuse, sublinierei îmi spun propria versiune asupra evenimentelor din 2015, când Oprea l-ar fi sprijinit pe Dragnea să ajung presubliniere din TPSD. Nu, scuzați-mă, eu nu sunt om politic. Vă rog frumos să nu mă mai sunați. Nu comentez nimic, nu sunt în via ca politic, sunt o persoană normal, a afirmat Zgonea, după ce a fost sunat de reporterul Stirii pe surse.ro. La precizarea ce mai multe persoane au făcut afirmații cu privire la persoana sa, Zgonea a replicat două puncte: nu mă interesează ce spun alții despre mine. Ce spun eu despre alții e treaba mea. Îmi cer scuze ce vă deranjez, dar nu mă mai sunați, vă rog. Pentru ce eu nu sunt om politic, sublinierei nu sunt interesat de ce se întâmplă în viața politic românească. O zi frumoasă vă doresc, sublinierei gânduri bune. Gabriel Oprea, fostul presubliniere din TUMP, a relatat pe Facebook episodul din 2015 când Liviu Dragnea i-ar fi cerut ajutorul pentru a ajunge presubliniere din TPSD. Oprea susține ce l-a ajutat pe Dragnea îndemnându-i sublinierei prietenii din PSD să le susțin. Fostul lider UMPR a mai afirmat ce l-a sunat sublinierei pe Zgonea, care era în competiție cu Dragnea, dar acesta era plecat din București, sublinierei. Vicepresubliniere din PSD Marian Opri, sublinierea a declarat ce statul paralel l-a susținut mai întâi pe Valeriu Zgonea pentru funcția de presubliniere din PSD în 2015, după care s-a sucit, pentru ce Liviu Dragnea era sprijinit de marea masă a partidului, în special de liderii de filiale teritoriale, pentru experiența pe care o avea în domeniul administrativ. Opri, sublinierea n-a mai susținut ce a participat la o întâlnire cu Gabriel Oprea, alături de Dragnea sublinierei Zgonea, când liderul UMPR sublinierei a exprimat susținerea pentru Dragnea. Un alt lider PSD care a vorbit în ultimele zile despre Valeriu Zgonea este Codrin Tefnescu. Tefnescu l-a numit pe Valeriu Zgonea trădător, care mirosea a securism, amintind de episodul în care Zgonea a dorit să preia conducerea partidului după condamnarea lui Dragnea.